Finalul seriei despre alegerea lui Dumnezeu, aș dori să privim spre această doctrină a alegerii necondiționate, așa cum este ea prezentată și dezvoltată, nu doar în Evanghelia după Ioan, ci și în tot Noul Testament. Pentru a face acest lucru într-un mod ușor și practic, vreau să vedem cum Noul Testament prezintă această doc doctrină, răspunzând totodată obiecțiilor și înțelegerilor greșite care se pot naște. Prima concepție greșită. Doctrina alegerii este evanghelia. Alegerea nu este tot una cu evanghelia. Doctrina alegerii nu ar trebui confundată cu mesajul evangheliei. Sunt unii care cred că a predica evanghelia înseamnă a predica doctrina alegerii. Este adevărat că nimeni n-ar putea fi mântuit fără alegerea suverană a lui Dumnezeu. Dar este la fel de adevărat că a predica doar această doctrină nu va converti pe nimeni. Noi credem că alegerea este ceea ce face ca Evanghelia să fie eficientă, dar nu pune semnul legal între alegere și Evanghelie. Aduceți-vă minte când Temnicerul l-a întrebat pe apostolul Pavel: "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" Răspunsul apostolului n-a fost "crede doctrina alegerii și vei fi mântuit". Ce este a Evanghelia? Evanghelia este adevărul despre Dumnezeu. Adevărul despre om, da? cine este el și apoi cine suntem noi, suntem niște păcătoși. Soluția dată de Dumnezeu acestui păcat, Hristos. Și nu în ultimul rând, răspunsul pe care Dumnezeu îl așteaptă. Credință și pocăință. A doua concepție greșită sau obiecție este alegerea nu corectă. De aceea vreau să privim spre temutul capitolul 9 din epistola apostolului Pavel către Romani. Deci, ce vom zice? Da, vis-a-vis -vis de versetul 13, unde apostolul Pavel uh, scrie pe Iacov, l-am iubit, iar pe sau l-am urât. Vorbește despre Dumnezeu. Iar apostolul Pavel continuă. Deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise. Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu ține nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă scriptura zice lui Faraon: Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot Pământul. Astfel, el are milă de cine vrea să și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci, de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai făcut așa? Se zicem că o doamnă bogată din oraș hotărăște să adopte doi sau trei orfani. Le dă numele ei, le dăruiește averea ei, le dăruiește dragostea ei. Întrebare. Toată lumea oare va începe automat să o acuze de răutate și nedreptate pentru că a înfiat 3 copii în loc de 10 orfani? Și putem continua. De ce 10 și nu 20? De ce nu ar fi înfiat 100 și nu 200? Știți că nu se va întâmpla așa ceva. Din potrivă, toți o vor aprecia pentru gestul ei. Cu atât mai mult cu cât ea nu, a, nu era obligată să adopte vreun orfan. Dar, dacă Dumnezeu alege doar câțiva păcătoși, deși ar fi putut foarte bine să ne ignore pe toți, pentru că El nu datorează nimic niciunui păcătos decât moartea, El devine automat nedrept și rău înaintea oamenilor. În cazul doamnei generoase, care a adoptat niște orfani, apreciem fapta ei bună. În cazul lui Dumnezeu, care alege niște păcătoși, unii ajung să ignore harul, chiar să îi mânjească caracterul. Obiecția uită de căderea lui Adam. Uită de doctrina pe care Scriptura ne-o a naturii păcătoase a omului, a stării lui depravate. Ascultați cu atenție. Dacă respingeți doctrina alegerii pe baza faptului că nu vi se pare corectă, folosiți o, o obiecție crea Scriptura, i-a răspuns deja. În momentul în care spui alegerea este incorrectă, admiți că nu ești de acord cu învățătura Scripturii din Roman 9. Pe care Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, a inclus-o aici, tocmai pentru că anticipase obiecțiile pe care le vor avea oponenții lui. Capitolul 9 din Romani Nu este un secret rezervat doar turmei lui Dumnezeu, ci este un mesaj pentru fiecare din faraonii mândri ai acestei lumi. Este ciocanul lui Dumnezeu care distruge mitul dăunător al puterii și drepturilor voinței libere a oricărui om. Alegerea suverană, predicată în mod corespunzător, îi va determina pe oameni să caute harul. Priviți cum Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, privește această doctrină. Eu cred doctrina alegerii, pentru că sunt 100% sigur că dacă Dumnezeu nu mă alegea, eu nu l-aș fi ales vreodată. Și sunt sigur că m-a ales înainte de naștere, pentru că altfel nu m-ar fi ales niciodată după. Și trebuie să mă fi ales din motive necunoscute mie, pentru că eu nu văd niciun motiv în mine pentru care să mă fi ales. O ultimă întrebare, de ce îi predestinează Dumnezeu pe unei pentru iad? Cel mai simplu răspuns dat acestei idei preconcepute este următorul. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Dumnezeu nu predestinează pe unii să meargă în iad. Cum ar putea oare Dumnezeu să aleagă pentru iad pe cineva care oricum merge într-acolo? Venirea lui Hristos pe pământ nu are nimic de a face cu faptul că unii vor ajunge în iad. Nu le schimbă traiectoria. De fapt, venirea lui Hristos pe pământ îi afectează doar pe cei ce vor merge în rai. Toți oamenii erau deja pierduți, cu mult înainte să fi venit Isus pe pământ. Dacă Hristos n-ar fi venit și n-ar fi murit, toți oamenii ar fi ajuns pe drept în iad. Mai bine puneți întrebarea, de ce alege Dumnezeu pe unii păcătoși să meargă în cer? Știți de ce scriitorii Bibliei spun foarte puține despre partea întunecată a alegerii numită respingere? Pentru simplul fapt că nu sunt deloc surprinși că Dumnezeu îi lasă pe unii păcătoși să piară. Autorii Scripturii sunt mereu uimiți de faptul că Dumnezeu a ales pe cineva să fie mântuit. Și sunt chiar și mai uimiți că Dumnezeu i-a ales în mod suveran și pe ei. Alegerea nu trimite pe nimeni în iad, dar îi duce pe unii în cer. Dacă va fi să pieri în iad, buzele tale nu vor putea niciodată să-L acuze pe Dumnezeu de nedreptate și incorectitudine. N-ai să te poți scuza și n-ai să poți blama alegerea lui Dumnezeu care a dus la nimicirea ta veșnică. Dacă ai auzit aceste cuvinte, dacă ai ascultat acest episod, atunci știi tot ce era de știut. Ai fost îndemnat să te încrezi în Hristos. Dacă refuz să te pocăiești și să crezi în Evanghelie, ai să pieri cu ecoul acestor cuvinte în urechile tale. Vei pleda vinovat și nici măcar nu ți va trece prin cap să l-acuz pe Dumnezeul sau harul Lui suveran ca fiind de vină, pentru că tu ești în iad. Nici măcar un singur suflet aflat în iad nu va putea spune: Am vrut să fiu mântuit de păcate, dar Dumnezeu nu m-a mântuit, pentru că nu eram unul din cei aleși. Însuși tronul de har și îndurare s-ar face praf și pulbere dacă așa ceva ar fi adevărat. La polul opus, același lucru este valabil și pentru sfinții din ceruri. Pe acele plaiuri ale gloriei, niciunui sfânt nu i va trece prin cap să spună sunt aici datorită voinței mele libere. Am ales să-L las pe Isus să mă mântuiască. Nu. Singurul fel de cântare din ceruri va fi pentru totdeauna. Așa, cum spune un imn. Nu pentru că eu te-am vrut, căci n-are avea înțeles. Această inimă încă te-ar respinge dacă tu nu mai fi ales. Din groapa de păcate, tu m-ai ridicat și mai curățat. Din veșnicie ai rânduit pe veci să fiu salvat. Harul suveran m-a mântuit și mintea mi-a deschis. Orba aș fi fost pe veci de Duhul lumii învins. Cu nimic nu vin înaintea ta, tânjind doar după harul ține mărginit. Aceasta știu și de aceea te iubesc când tâi tu m-ai iubit.